Biserica scoate suflete din iad prin puterea liturgiei și a parastasului, dar cu o singură condiție, cel care a murit să fie murit cu nedăjdea învierii și a vieții veșnice. Am spovedit oameni care nu au fost la biserică, dar sunt morali și buni din fire, dar m-am mirat când am găsit oameni care calcă pragul bisericii, dar sunt de o feroce și o apucături reptiliene. Mai rău decât crocodilii. Gata să muște, gata să atace, gata să facă rău. Și am întrebat și eu, dar totuși mergeți la biserică, ce cu atitudinea asta ostilă față de oameni? Părinte, am o stare mai nervoasă din fire. Da, ai un drac în tine, scoate-l până nu e prea târziu. Nu poți să mergi la biserică și să fii plin de ură și de răutate și să faci rău și să te răzbuni, să dușmănești, să bagiocorești. Nu ține de ortodoxie. Și a zis, părinte, nu mă pot schimba. Asta, într-adevăr, o pacoste, un ecaz atâta timp cât nu luminează în tine harul Duhului Sfânt, cât viața ta nu e constructivă și plan de jerfă pentru aproapele de lângă tine. Ești urmare zero, cum se spune la matematică, mulțime vidă, un ortodox fără roadă. Am cunoscut odată o persoană care postea până murea de foame, Dumnezeu să ierte că a murit ca un câine neștiută de nimeni, am găsit o putredă în casă, au strâns-o cu un țol, au băgat într-un sac și au dus-o la cimitir. Și îi spuneam către ea, Ai diavol în tine, dacă nu cureți această stare, vei muri ca un câine. Degeaba vin împărtășit și te-ai rupt în două cu postul. Tu nu vei muri ca lumea, vei muri urât și așa a fost. O pomenez mereu, dar era un om plin de venin, întotdeauna vedea vrăj, în toată lumea vedea dușmani, toată lumea o bărfea, pe toată lumea o vorbea de rău, iar dacă o atingea cineva, spunea că satana i-a stricat ziua. Avea tot felul de apucături și o atitudine înfricoșătoare. Nu poți să trăiești neutru în jurul oamenilor tăi. Dacă îi întindea cineva o pomană, îi dădea peste mână și dacă îi dădea cineva bună ziua, se întorcea cu spatele. Am pus pe cineva odată să-i dea o haină nouă pentru că umbla cu una ruptă și a dat foc, a zis că sunt vrăjinea. Deci până acolo merge nebunia credinței nesănătoase.